Da. Dacă acum am obosit că am alergat repede să iau camera, hai să vă arăt ce am găsit. Vă salut înainte de toate, bine v-am găsit la un nou video. Un big like pentru ce am găsit acum. Hai mă, ce faci? Am început să fac puțină curățenie pe la porumbei, nu curățenie generală, ci așa, în mare parte, să mai fac puțin ordine. Acolo trebuie să fac mai multă curățenie, că aici am grătare, deci nu-i problemă. Și, mama, respir greu că am fugit. Ia uitați-vă ce am acolo. Deci, și ia uitați-vă aici în găleată. Am văzut pentru a doua, a treia oară, nu știu de cât timp, tot am mai stricat eu cuibul ăla pe care și-l făceau acolo niște șoarici. Și la un moment dat nu l-am mai stricat. Am zis, hai că las să văd, dacă e să facă pui, măcar îi prind pe toți odată. Ei, și exact asta am și reușit acum să fac. Nu cred că am prins și părinții, că unul a fugit. Deci l-am văzut când a urcat pe acolo, s-a dus pe aici, s-a dus așa pe aici. Am încercat să-l prind cu mâna, adică eu cu mâna încerc să-i prind pe moment. Îl iau și l-am izbit, l-am caftit rapid, știți, ca să reușesc să-i prind. Să mai rărez din ei, că n-a ce să fac. Asta e treaba. Și am zis, mă, bag mâna direct. Am băgat mâna în mijlocul cuibului și în momentul când am băgat mâna dreaptă, am băgat-o de fapt, nu mai știu exact asta o care filmez. În fine, nu are importanță. Am băgat o mână, am simțit la mână că se mișcă și când am scos mijlocul cu totul, adică tot ce vedeți aici, centrul cuibului, l-am simțit. Ai, stați că-mi sună și telefonul. Da, revenit, scuzați întreruperea, dar voi nici nu v-ați dat seama de ea, că am trecut de la o secundă la alta, vă dați seama. După cum spuneam, am băgat o mână și în momentul când a ieșit celălalt una, am zis, bă, asta e, prin ce pot. Unul a vrut să mă muște de mână și l-am, direct de pământ, înțelegeți voi. Și acum hai să vedem ce am găsit. Am găsit unul care e deja uscat printre. Am pus aici în găletușa asta ca să nu fugă, cât am luat eu camera, asta era deja mort, uscat de ceva timp acolo. M-am uitat atent printre pene, că bine, mai sunt și frunze, dar au adunat aici pene, că n-aveau ce să mai adune. Să-și țină ei de cald și mecherașii, cred că dacă mă uit bine mai e câte unul uscat, cred. Da, și a făcut acolo un dita mai cuibu, o mai fi vreunul mic, asta e așa că eu nu știu dacă i-am luat chiar pe toți. Poate o mai fi căzut vreun pitic dintre ăla. Bine, mari șanse de supraviețuire nu mai are fără, dacă vine să-l hrănească, dar poate să moară de frig. Și acum hai să vedem ce avem noi aici în interior, pentru că stați așa, că avem penele astea. Băi, unde-s? Nu cred, au plecat? Stai așa puțin. Nici nu știu câți erau, nu erau cred că foarte, foarte mulți. Așa, aici n-am nimica. Ideea e că nu vreau să-i pierd, uite unul. Din ce am observat, cred că toți sunt frați. Dar nu știu cum unii au crescut mai mari, alții mai mici. Știu că poate unora vă e milă. Și mie mi-este milă, cât se poate de sincer. Dar sunt dăunători și se înmulțesc extrem de repede. Și deși sunt atât de mici și simpatici, ia uitați cât e de micuț ăsta. Cred că are vreo 2 săptămâni. Cam pe acolo, nu face nimic, e inofensiv acum, când îți mai mari mușcă. Dar e unul și mai mic decât ăsta, deci uite-l pe ăsta. Ăsta n-are ochii deschiși. Ori erau mai mulți, nu știu, mai multe femele și au făcut în același cuib. Observați diferența? Stați așa că erau, uite, încă unul mai mic. Încă unul mic. Vedeți? Ăsta deja vrea să plece. Nu se mișcă el atât de repede, scalzi. Ăsta a vrut să mă muște și l-am pocnit de pământ imediat de partea asta pe aici, pe asta. A murit instantaneu aproape. Ăsta mai mare, să zic. Și uite, sunt doi morți. Dar eu nu am omorât doi. Ce am făcut? O murit de frică, cred că i-a pocnit inima. Era viu când i-am pus aici. Ia uite, doi. Deci, stați așa că erau mai mici. Uite, alții mai mici. Ia uite, încă unul. Și încă unul. Ăsta e și mai mic. Ia uite, stai așa că spenele. Unde vrei tu să pleci, băi? Individule. Ia uite. Pene, pene, pene. Stați așa. Câți sunt aici? 2, 4, 5. Îți vii toți, n-au nimic. Ia uite. Ăștia sunt mai mici. Unul e mic, mic. Ăsta cred că are câteva zile.
observați? Și plus aia, deci o grămadă de șoarici, ia uite. 8 bucăți. Mai sunt alții mai mici, că nu văd. Și o să vă întrebați acum ce fac cu aceștia. Îi dau șarpelui meu? Pentru că am fost întrebat dacă am șoarici și șobolani, dar bine, am doar șobolani, cresc șobolani de companie. M-ați întrebat dacă, de ce nu prind șoareci și nu-i dau șarpelui. Nu-i dau șarpelui acești șoareci pentru că ăștia pot fi contaminați cu paraziți, pentru că ei sunt, umblă peste tot, pot umbla paraziții foarte ușor pe ei sau prin ei, prin interiorul lor, în organism, și risc să moară șarpele dacă îi dau șarpelui. Hai să îl pun aici. Dar ăștia de ce au murit? Unul cred că a murit, a făcut infart, a mai pățit odată, am prins un șoricel, îl țineam așa de ceafă și când am vrut să-l bag într-un bidon, efectiv am simțit cum a explodat, i-a bubuit inima în el de frică când am vrut să-l bag înăuntru și a murit pe loc. No, cam ăștia sunt aici, uitați aici, un cuibar întreg de șoareci, 7-8 bucăți, plus unul mare sau doi cred că care au fugit, dar n-am văzut decât unul care a fugit, cred că era sigur unul dintre părinți și probabil ăla pe care l-am caftit eu s-ar putea să fi fost tot unul dintre părinți, nu știu sigur. În fine, ia uite ce e aici. Deci, în momentul în care vedeți că se adună multe pene, că nu se adună singure, într-un colț, mai ales că aici nu-i curent să zici că se adună singure acolo în colțul ăla expre, ci le-au adunat șoriceii, măcar mi-au făcut curățenie peste tot, numai o pană, deci o pană numai e, pe nicăieri, le-au adunat pe toate și nu aveau loc să facă, adică pe sus chiar n-au loc decât să umble, nici pe acolo nu prea pot să umble foarte bine decât dacă fug repede se strecoară. Dar uite că am reușit eu atunci să prind 50-60 de șoareci, între timp am mai prins, acum dacă merg să vă arăt mai am pe plăcile acelea iar vreo 5 prinși, n-ai ce să le faci iarna, am văzut cu ochii mei, uite, ați văzut? A venit unul, acum a trecut unul, iată, are cărare pe jos, deci observați cărarea, eu acum realizez, uite cărarea. Băi, nu se, stați așa că nu cred că se focusează, deci pe aici e o cărare, pe aici e o cărare, uite, care duce încolo, până la mâncare și aici e altă cărare, pe sub și-au făcut cărări. Băi, a fugit de... Ia dați-vă la o parte. Ia uite mă cum au curățat tot de dedesubt. O una nu mai e. Mai sunt pe acolo câteva căzute de azi. Băi, au curățat tot, au mâncare din... Uite, altul, uite-l. Uite-l bă, cum era. Unde era mă sub aia? Bă, s-a dus încolo, firar. Nu l-am văzut. Ia dați-vă mă că era băgat sub asta. Unde era? Mai fuge vreunul. Bă, am vrut să cal pe el, dar n-am reușit. Da. Valeu. M-am mânecat. Da, asta este cu șoareci. E și aiurea cu grătare, pentru că ei nu prea poți să-i prinzi, ei se strecoară pe sub grătare. Se menține curățenia pentru porumbei, dar șoareci n-ai ce să le faci. Asta este. Asta e situația. Este sau nu este adevărat? Ia spune și tu. Frumusețe, care-i treaba? Da. Au fugit gheaurii, doi au mai fugit. Sunt, îmi imaginez că sunt. N-am ce să le fac, asta este situația. Ce o să fac acum cu ăștia? O să-i dau la pisici, vă spun direct. Pentru că asta voi face cu ei, nu am ce să... Nu-i arunc la gunoi, îi dau la pisici, pisicile îi mănâncă. Ăsta e ciclul naturii, pisicile oricum stau la pândă, dar nu pot intra aici ca să mănânce, pentru că... Na, risc și porumbei, că am unele care atacă porumbei dacă ar fi și... Nu toate, dar na, și nu vreau să risc nimic. Pe aici, șoricei peste șoricei, n-am ce să fac. O să fac și un update la porumbei, dar v-am spus, astăzi a fost așa spontan, am vrut să vă arăt cuibul acesta de șoareci, pentru că în principal porumbei sunt bine, după cum știți, n-am nicio altă schimbare. Ce vreau eu să fac în continuare, stați așa puțin să ies de aici ca să vă explic mai bine. Haide băi, dacă chem acum pisicile, imediat o să vină, dar le voi căuta după aia să le dau șoricei. În partea asta am aici... S-au dus prin spate, cred că dacă mă duc în spate acolo imediat o să văd șoricei, stați așa că trebuie să închid asta după mine. Așa. O să vreau să fac și aici niște schimbări, trebuie să fac curățenie, după cum am spus puțin, așa, nu e cine știe ce mizerie, dar na, se bagă prin spate și uite, cred că aici s-ar putea iar să fie un cuib. Dacă nu mă înșel eu, s-ar putea, da, e cuib, uite, se mișcă. Băi, se mișcă, bă. Ce trebuie să fac eu acum aici este să aduc un băț care să intre aici și să trag tot în coa și s-ar putea să mai găsesc, cred că un câr de șoricei. Și să aduc și găletușa, stați că revin. Așa, fiți atenți acum ce o să fac eu.
Dar sper să prind cât mai mulți probleme. Hai că am camera și cu o mână nu știu cât o să reușesc. Și o să fac în felul următor. O să bag bățul, după cum am spus, îl bag până în capăt acolo. Nu știu dacă se vede bine. Și o să trag afară cam tot conținutul. Și s-ar putea ăștia mici care sunt să, dacă sunt, ia uite ce e acolo, s-ar putea să fugă pe partea aia. Dar nu reușesc. Dacă o să fie vreunul. Asta e întrebare. Ai cam gros bățul ăsta, l-am luat prost. Nu știu dacă a fugit vreunul, nu-mi dau seama. S-ar putea, uite, exact cum am zis, vedeți? Ăștia și-au făcut sau vor să-și facă cuib și aici. Dar nu... Ia uite, ia uite, a fugit unul pe partea aia, l-am văzut. Doi, uite încă unul, fii atent cum îl... Da, nu, să duc, vai, cât de mulți! Bă, nu se văd, uite acolo. Nu se vede, nu am cum să dau. Mamă, cât de mulți! A, bățul prea gros și nu... Nu reușesc. Aha. Mamă, s-au dus pe partea cealaltă toți, cred că băgați de desubt aici, sub asta. Că au spațiu atâta și sigur aici își fac cuiburile. Că n-am ce să le fac, e partea aia de jos aici, așa vine umplutura asta. Vai de mine. Stați așa că mă învârt după ei ca Tom și Jerry, știți? Ca la desene, exact. Ia fi atent acum, dacă mă duc pe partea asta, sigur găsesc că am văzut unde s-au băgat indivizii. Ia uite, l-am văzut cu ochiul. Acum l-am banghet, uite și pe sus, uite pe sus, cum se duc. Ia, unde ești? Fraierică? V-am văzut, uite, se bagă pe aici, nu, n-am cum să-i prind. Dar eu încerc, de multe ori încerc să-i prind. Ia, chiță e, da? Unde e chiță e? Că nu-mi dau seama. S-au dus pe aici, cred că s-au dus după asta, sub asta, pe undeva ea. Dă-te așa, că nu-ți fac nimica. Ori sau nu știu, în fine. Uite, curata! E șoarec. Pentru mine e și distractivă treaba asta, așa știi, dar nici nu îmi place când văd atât de mulți șoareci. Trebuie să iau penele astea de aici să fac curat, de acum asta e. N-am ce să le fac. Îți dai seama că nu o să pot să-i prind pe toți, dar încerc cât de mult posibil. Și nu vreau să pun o travă pentru că nu vreau să risc să se îmbolnăvească, să moară porumbei, să mănânce. Pentru că ei mai cară granulele de o travă. Și nu, uite unul, ia uite-l cum stă acolo. Dacă îl vedeți acolo cum stă, îl vedeți, uitați-l acolo, ia uite-l. Fraierul, fii atent acum dacă nu reușesc să-l prind pe ăsta cu o mână. Ia stai așa, hai mă că s-a blocat tața asta aici. Și dacă reușesc pe ăsta să-l prind, ia uite-l, să bagă. Uite, ce șmechere, n-am reușit. Dacă trag ăsta la o parte, cred că 100% găsesc cel puțin 20 de șoarici. Și ar cam trebui să fac asta într-o zi, să mai strâpesc din ei. Da, până atunci n-am ce să fac. Asta e problema, că după rafturi se mai bagă. Mascula și ăștia stau la boxe fiecare, fără femele, dar măcar își țin locul la boxă. Ce să zic, asta este cu șoarece. Cu șoricei, cu șobolănei, cu toate. La șobolănei bine, nu mai am probleme. N-am mai avut nicio problemă la rațe, că am mai fost întrebat. E tot în regulă. O să vedeți niște schimbări pe care le-am făcut și la iepurași, pentru că am făcut acolo niște lucrări noi, ca să zic. Dar na, vreau să fac și vreo 2-3 giveaway-uri de Crăciun, să dau niște cadouri, printre care o să fie cadou 2 cocoși sau chiar o pereche și un cocoș, nu știu, o să vedem. Dar nu se vede foarte bine, aici e întunecat. Am aici cocoșul ăsta roșu. E bine, e întunecat când intru eu, că nu mai e, vine lumina și afară și foarte norat. Dar în fine, am cocoșul acela de dat, o să vă spun exact cum îl dau. Cadou de Crăciun, adică na, o să fie un, pur și simplu un cadou pe care vreau să-l ofer unui abonat. Mai am jos acolo cel de Sweetie și Zbar și pe acela vreau să-l dau. De fapt, perechea de Sweetie și Zbar o să o dau. Acel cocoș bărbos. O să dau și o pereche de porumbei, dar fac un video separat în care vă explic ce dau exact și cum îi dau, ca să îi puteți și vedea. O pereche de gât golaș o să vreau să dau
și o pereche de iepurași o să vreau să dau, adică vreau să dau din toate câte ceva cadou de Crăciun acum, pentru că am împlinit și un an de zile de când am deschis acest canal Viața la Țară și vreau să vă mulțumesc foarte mult, dar v-am spus, fac un video separat. Cred că mă pun acum, dacă mi s-a pus pata pe șoareci ăștia și tare aș vrea să-i scot afară de aici acum, dar o să am de furcă cu ei. Da, îmi amintesc când eram copil mic, aveam o magazie, era de fapt o încăpere, o cameră, unde țineam noi cereale și la un moment dat am scos toate cerealele, mai erau într-un colț, nu știu să zic, câteva kilograme și s-au adunat acolo foarte mulți șoareci, am închis ușa, am băgat vreo 3 pisici, eu, bunica mea, pisicile, bunica mea, eram vreo 3 persoane și 3 pisici, gen. Și imaginați-vă, ei cu mături, cu lopeți, cu ce apucau, dădeau în tot șoarece, că au luat mâncarea de acolo și au început să fugă, erau, nu exagerez, cred că erau cel puțin 100 de șoareci, n-aveau unde să plece, nu puteau să se urce pe pereții aia pe acolo și fugeau așa, ca nebuni prin cameră. Pisicile, efectiv, îi prindeau, îi capsau, îi lăsau morți jos, deci mi-amintesc foarte clar, nu îi mâncau pe moment, îi omorau și îi lăsau acolo. Bunica mea și bunica mea, v-am spus, dădeau în ei, iar eu ce făceam? Aveam o găletușă mai mare, gen cum a fost aia, și îi prindeam cu mâna și îi puneam în găletuș pentru a-i ține pe mai târziu zilele următoare. Ziceam eu că dau câte unul la pisică, că nu știu ce. Na, bineînțeles, na, probabil și îi mai și chinuiam, că eram copil mic, copil, nu știu, aveam vreo 12 ani. Vă dați seama că, na, deci nu prea era chiar ok, dar îi stârpeam, i-am omorât, că vă dați seama, a fost acolo o invazie de șoareci în acea încăpere. Amintiri din copilărie, ca să zic așa. Da, cam asta ar fi, dragilor, la acest video cu șoricei. Cu problema mea cu șoricei, problema pe care o are toată lumea, nu doar eu. Dar asta este, nu am ce să fac. Eu mă pun să fac curățenie pentru că, v-am spus, am în plan asta. Gata, v-am lăsat, nu uitați să vă abonați, încă o dată un like dacă n-ați făcut-o și ne vedem data viitoare. Pa, pa!